câini ciobănești românești cort, femelă tânără, femelă adultă și mascul adult. Femela tânără este o cățelușă de 6 luni. N-a primit niciodată calciu sau alte vitamine, deci creștere total naturală. De altfel, pe trenul anterior se vede o ușoară deformare a picioarelor, care se va corecta însă odată cu creșterea. Un cățel care a fost liber în permanență, fără să primească niciun fel de suplimente. Cățeaua adultă a fost în călduri, dar a ieșit. Însă se pare că tot mai elimină ceva feromon, pentru că masculul e în continuare interesat de ea. Nu a fost dată la montă, fiindcă este mama cățelei din poză, puiuței de 6 luni. Prin urmare, femela trebuie să facă o pauză înainte de următoarea montă. Sunt crescători care dau la montă cățelele ciclu după ciclu, nu recomand așa ceva. Și regulamentele ACHR spun 3 monte, maxim 3 monte în 2 ani. Având în vedere că o cățea intră în călduri din 6 în 6 luni, înseamnă că ar trebui să facă pauză un ciclu de călduri. Cum pe mine nu mă interesează să obțin foarte mulți pui, pentru că vând foarte, foarte puțin, am ales să las cățeaua să facă o pauză. E o cățea tânără, în formă, dar cu toate astea e bine să-și revină, să se recupereze după cuibul pe care l-a avut. Cățelușa mică, puiuța de 6 luni este încă în formare, în acest moment e în perioada în care arată cel mai urât. Puii se lungesc, botul este din ce în ce mai ascuțit. Femeluța mică prezintă și musca, adică acea pată albă pe care o are pe bot, deasupra trufei, dar ăsta să fie defectul ei. Să ia să o ia o cățea așa cum îmi doresc eu și să rămână ăsta marele ei defect, și anume că are acea muscă, acea pată albă pe bot, pe care sigur că în mod normal n-ar trebui să o aibă. Adică un ciobănesc românesc corb ar trebui să fie negru, așa cum este acest mascul, cu cât mai puțin alb sau eventual deloc. Dar nu în asta constă valoarea unui câine. Și nu asta îl face să fie cu adevărat un câine bun, reproducător sau un câine reprezentativ pentru rasa lui. Doar culoarea. Culoarea este unul dintre factori. În imagine mai apare și o femeluță de cocker, care și ea a fost în călduri, dar încă n-a fost dată la montă, o mai lăsăm. E tânăr, are 2 ani.